Acum că am terminat cu aceste veleți, vreau să vă spun încă o chestie foarte importantă, că pe lângă sistemul ăsta modular, interiorul găleții, și m-am mai scos și niște chestii care se pot adăuga suplimentar la partea exterioară. Cum ar fi? Haideți să vă arăt. Să dau din nou capacul jos. Un capac frumos aici. O să scot eu aceste cutii. Da? Am pus frumos cutiile jos. Las cutiile aici. Și o să încep prin a vă prezenta extensia pe care vă ziceam mai departe, una din extensii, și anume toaleta Richmond. Ia uitați. Cu toții știm că sunt dese situațiile atunci când, din păcate, nu ne putem duce la toaletă așa cum am dori, când ne aflăm pe partea la pescuit. Și din acest motiv, cei de la Richmond au scos această toaletă, un capac care se potrivește pe sistemul acesta XL de găleată. Deci se montează extrem de simplu. Ia uitați. Foarte, foarte simplu. Ca și cum ar fi un capac suplimentar, adică exact așa se montează. Și pe lângă acest capac, în pachet, veți mai primi, vă arăt imediat, bineînțeles că capacul de toaletă vine și el într-o husă, cum e normal, da? Frumos! Și pe lângă husă, veți mai primi această pungă. Eu am desfăcut-o ca să văd exact ce e în interior. Această pungă conține 5 pungi pe care le puteți pune în interiorul găleții. Fiecare pungă, haideți să vedem. Are fermoar pentru a se păstra mult mai bine ce în interior. Ia uitați ce avem aici. Punga de care vă ziceam, care vine și ea frumos împachetată, dar nu mai desfac acum pentru că se potrivește oricum perfect pentru treabă. Mai vine cu hârtiuța magică pentru unglet și cu un ultim rând. Cristal așa, ca un nisipos, care se pune în interiorul vasului după ce fiecare își face nevoie și merge la toaletă, pentru a nu mirosi și pentru a nu mirosi, având un efect similar din toaletele ecologice din toitorile pe care le știm cu toți, da? Cam așa. Asta. Deci punga asta, 2 secunde să le împachetez eu frumos la loc. După cum puteți vedea aici, veți primi odată cu achiziționarea capacului această pungă care conține 5 astfel de pungi, tot cu hârtie și cu acea substanță care se pune în interior, dar acest pachet se poate achiziționa și separat. Da? Deci cam asta este treaba și cu toaleta, dar până una alta, haideți să vă fac și o demonstrație cum ar arăta dacă ne-am pune pe ea. Ia să vedem. Stă foarte bine aici, da? Ia uitați. Fără probleme, din câte știu eu, această găleată varianta XL ține până la 160 de kg, adică puteți să stați liniștiți că nu veți avea niciun fel de problemă din acest punct de vedere, deci puteți să stați, da, fără niciun fel de problemă, vă așezați, până la 160 de kg stați liniștiți, da? Un alt add-on pentru această găleată modulară XL ar mai fi, dar din păcate eu nu o am acum,
voi face rost, bineînțeles, o voi achiziționa și eu. Ar mai fi scaunelul modular, care atunci când mergeți la pescuit și nu vreți să stați mai mult de, nu știu, 12 sau 24 de ore, este excepțional. O să facem un review și la acela imediat o să-l achiziționez. Are un mic spătar, ceva de genul, până aici, pe care puteți să stați, nu puteți să vă lăsați pe spate ca pe un scaun normal, dar oricum pentru sesiunile scurte de pescuit este foarte, foarte bun și este foarte, foarte comod, rezistent și comod. Da, da, pentru acela o să facem un review atunci când o să-l am. E foarte bun atunci când, exact cum v-am spus, mergeți la pescuit într-o partidă scurtă și vă plimbați cu undița dintr-un loc în altul, vă depozitați ce aveți acolo, ați dat spătarul frumos la spliat, mergeți cu găletușa, cu undița în mână și vă plimbați dintr-o parte în alta fără niciun fel de problemă. Da. Deci este foarte, foarte util. Dar, așa cum v-am spus, o să facem un review imediat cum o să-l achiziționez. Ok, deci să-i pun eu frumos cutiile modulare.